Salutare tuturor! De când am terminat de prins șipcile pentru lambriu, la mine în zona aici a tot plouat. Astăzi văd că nu plouă, dar în continuare sunt nori acolo în depărtare și din ce am văzut eu la meteo va mai ploua câteva zile. O să mă apuc să prind glafurile la ferestre prima dată. Le voi măsura, le voi tăia, le voi prinde și pe urmă o să încep să tai din foile de lambriu ca să le prind. Voi prinde prima dată glafurile pentru că vreau să mă duc cu foaia de lambriu până în glaf. Așa le calculez eu mai bine și o să le măsor într-un mod mai precis. Pe urmă o să-mi fie greu să le tai la fața locului cu pendularul. Glafurile o să le fac din scândură din asta de 10 cu 18, 10 cm cu 18 mm, ca să ne înțelegem. Vi le-am mai arătat eu un alt clip atunci când le-am cumpărat. Sunt luate de la Dedeman, sunt rindeluite, dar oricum o să le mai finisez eu puțin cu polizorul înainte să le montez. O să le rotunjesc așa frumos marginile astea, o să le aranjez. Deci asta voi face acum, voi lua măsurile la glafuri. Le voi tăia, le voi pregăti și până diseară, dacă mă lasă și vremea, poate le și prind. O să fiu un pic de migală că trebuie să le măsor cu atenție, să le tai bine, să le finisez un pic. Și sper să mă lase vremea să le prind și pe urmă să încep cu prinderea lambriului, măcar pe partea din față. Și apoi și pe partea asta dinspre grădină. Aici în spate, pe partea din spate o să las ultima dată. Am spațiu cam îngust acolo între casă și gardul cu vecinul. Și acolo o să fie un pic mai migălos. Ar trebui să mă chinui un pic cu scara. Nu mai filmez pe partea aia, că voi face aceeași operațiune care am făcut-o și pe partea asta. Și ați văzut deja despre ce e vorba. Așa că o să filmez doar prinderea lambriului pe fața de astea principale.
Asta a fost și partea a doua. La glafurile astea, acolo unde vedeți îmbinăturile alea imperfecte, voi băga silicon din acela maron, dar după ce o să le vopsesc, pentru că mi-e teamă că pe urmă vopseaua nu mai prinde pe silicon, dacă bag acum. Și ați văzut cum le-am făcut. Așadar, vă mulțumesc pentru atenție, mult spor la treburi și vă aștept la partea a treia.